Salut, Tudor de la Catete aici. Astăzi vreau să vorbesc despre înălțimea în casă, pentru că e un lucru foarte important. De obicei, tot timpul vrei să decizi între un apartament și o casă. Suprafețele sunt aceleași, dar uiți un lucru. Faptul că într-o casă, tavanele tot timpul sunt mai înalte. De ce? În mod normal, dezvoltatorii de blocuri au o înălțime în apartamente în jur de 2,45-2,50 m. De ce fac asta? Pentru că la 10 etaje, în felul acesta mai câștigă un etaj, unde înseamnă un profit mai mare. Iar într-o casă, lucrurile stau un pic diferit. De aceea, la noi, în fiecare casă, avem tavane la 2,70 m, ceea ce înseamnă că, pe lângă metri pătrați pe care îi cumperi, cumperi mai mulți metri pătrați de aer. Mai mulți metri cubi de aer. Și ca să vă demonstrez, mi-am instalat ruleta, care măsoară în momentul de față tavanul și după cum veți vedea ajungem la 2,70 m în cap. În plus mai avem o cameră unde tavanele sunt un pic mai înalte, undeva la 3,30 m. De ce avem acest lucru? Din modul în care am dispus mansarda, placa peste mansarda, astfel încât în camera cea mai mică de pe etaj, cea de 11 metri pătrați, compensăm cu tavanele la 3,30 m. Ceea ce înseamnă că poți amenaja un dormitor sau un pat suspendat pentru cei mici, un birou jos, sau de ce nu, cum avem câțiva clienți care doresc să-și facă asta, un dressing mult mai înalt și o cameră unde înălțimea e destul de avantajoasă. Așadar, nu uitați! Când cumperi o casă, cumperi mai mulți metri cub de aer, pentru că înălțimile sunt mai mari. Cel puțin la noi, la Cated, avem 2,70 m în toată casa. Și desigur, camera de sus în casa tipa, 3,30 m. Vă mulțumesc, o zi frumoasă să aveți! Tudor de la Cated!